vreme din ce în ce mai rece zilele acestea. Bună ziua și bine v-am găsit! Haideți să vedem ce ne spun meteorologii despre ziua de astăzi. S-a răcit brusc la început de săptămână, iar astăzi mercurul din termometre va scădea chiar mai mult, inclusiv în regiunile sudice, unde parcă a fost sfârșit de lună martie până acum nu mult timp. Astăzi vremea se va menține predominant închisă și sunt anunțate ploi slabe în aproape toate regiunile. Maximele la această oră oscilează între 3 și 10 grade Celsius. S-a răcit și la munte și discutăm despre precipitații mixte în masivele sudice și sud-vestice. Mare atenție dacă sunteți în stațiuni, deoarece se va depune polei la baza munților, iar la această oră maximele se încadrează în jur de minus 3 grade la Ceahlău, 2 grade la Păltinii, 7 grade ceva mai cald la Poiana, Brașov și Predeal și 3 grade la Stâna de Vale. Vremea închisă și la București, este timpul să ne scoatem din nou hainele groase din dulap. La această oră termometrele indică undeva la 7 grade în centrul capitalei. Doamnelor, domnilor, acestea au fost informațiile despre vreme. Eu sunt Maria Chiriță și vă mulțumesc pentru atenție. O zi cu spor să aveți!